into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on. Your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good. Salutare, dragii mei! Măi, n-avem astăzi în plan să încep neapărat un daily vlog. Este sâmbătă, 7 noiembrie. A fost o săptămână nu obositoare, ci extrem de stresantă și cauzatoare de anxietate. Au fost alegerile în Statele Unite. La data asta la care filmez clipul, încă nu știm cine a câștigat. Va fi, cred că, un proces care se va întinde pe vreo 2 luni. Cred că se va ajunge la Curtea Supremă din cauza suspiciunilor de fraudă. Și, da, cine știe când o să aflăm care e următorul președinte al Statelor Unite. TBD, încă nu se știe. Poate nici când apare clipul ăsta nu o să știm. În funcție de când îl editez, o să vă pun aici cine a ieșit, deși sunt convinsă că toată presa din lume acoperă acest subiect, așa că nu cred că o să rămâneți fără informația asta. Nu că ați pierde mare lucru. Chiar a fost o săptămână urâtă, evenimentele de genul ăsta arată o față a omenirii și a țării ăsteia mai ales, pe care o știam și mă așteptam să fie așa, recunosc, nu n-am avut niciun feeling că o să meargă lucrurile smooth. E cum e, am votat și eu, a fost prima alegere la care am votat și evident că am fost cu ochii pe ce se întâmplă puțin mai mult decât dacă nu aș fi făcut-o, pentru că n-aș fi putut face mare lucru. Anyway, Johnny a plecat, sunt singura acasă weekendul ăsta, el a plecat în New Jersey la vreo 12 ore de casă, pe coasta de est a Americii. Am mers la o cursă de mașini în Atco, New Jersey. E ceva curs acolo, e al patrulea an în care merge. Cred că într-un singur an de când stăm în Michigan nu a fost. Îi place foarte mult, merge cu un prieten, sunt tot felul de curse. E safe pentru că e în mijlocul pustietății, nu e în downtown, e nici un oraș mare. E la o cursă din asta și e în aer liber. Și numai că e în aer liber, de obicei crăpăm de frig la data asta din calendar. Weekendul ăsta avem 22 de grade în noiembrie. Nu țin minte vreodată să fi avut un weekend atât de cald în noiembrie. Așa că va fi chiar o experiență foarte plăcută pentru el, dacă de obicei îmi trimitea poze încotroșmărat cu haine, căciul și alte cele. Anul ăsta nu, cred că va sta în tricou. Deci a fost weekendul perfect și s-a decis să meargă și de aia mă pune să fac clip, pentru că simt că am timpul necesar să fac treaba asta și am deja 2 clipuri filmate pentru restul lunii noiembrie și mai lipsește unul înainte să încep contentul de Crăciun și de iarnă. Cred că ăsta va apărea chiar înainte de primul vlogmas. Îi zic vlogmas pentru că, nu știu cum se zic altcumva, nu va fi însă zilnic, pentru că nu am timpul necesar și nici nu vreau să transform luna decembrie într-o lună în care stau și editez în fiecare zi. Vreau să mă bucur și eu de liniștea sărbătorilor, să stau, să mai respir destul, că vreau să fac vreo 10 clipuri în luna decembrie în loc de 4-5 cât fac în mod normal pe lună. Dar ce facem astăzi? E sâmbătă, așa cum am spus mai devreme. În jumătate de oră am un interviu pe Skype cu cineva care vrea să mă întrebe cum am început canalul de YouTube și alte lucruri de genul din sfera asta. Așa că voi face un interviu pe Skype în aproximativ jumătate de oră, după care vreau să vă arăt
ce decorațiune am cumpărat pentru iarnă, pentru că deja am început să cumpăr câteva. Vreau să vă spun care e tema pe care am ales-o pentru decor, deși dacă mă urmăriți pe Instagram o știți deja. Ce mai vreau să vă arăt? Avem un bridal shower al cumnatei mele săptămâna viitoare, vreau să vă arăt ce am cumpărat, cum o pachetăm cadou și mă pun să selectez ce decorațiune de iarnă vreau pentru tema asta din ceea ce am deja, pentru a vedea dacă am nevoie să cumpăr ceva extra sau nu. După care mâine am o ședință foto la 3 după masa, un senior, o poză de senior photo din asta de sfârșit de liceu, cred că da, sfârșit de liceu, o colegă de lucru. L-am fotografiat pe băiatul ei acum 2 ani pentru același eveniment și acum e rândul frățiorului mai mic și e foarte aproape de casă. În rest, ce mai vreau să facem? Cam chestia asta prin casă, nu am plan să merg niciunde, sunt mai multe cazuri și aici în Michigan, așa că încerc să stau acasă dacă pot să fac asta. Și da, să vă mai arăt ce alte planuri avem noi pentru luna asta, pentru Thanksgiving, pentru Crăciun și, mă rog, alte lucruri de genul acesta. Acum, fug să-mi iau o cafea, aș putea să-mi fac o cafea acasă, dar am chef să beau una caldă de la Starbucks, mă duc la supermarket aici, că avem o cafenea. M-am trezit la 8 și am făcut curat în casă, tocmai pentru că în mod normal fac asta vineri seara, dar ieri am fost așa de obosită, am fost la câteva magazine să iau două, trei lucruri și m-a obosit treaba asta și n-am mai făcut aseară. Așa că m-am trezit de dimineață și am făcut ordine, am șters, am spălat vase. Facem și o supă faină weekendul ăsta pe care o să vă arăt. Și da, cam atât. Hai că deja vorbesc de 5 minute și trebuie să ajung înapoi pentru interviu. Ok, încep interviul, revin după. Deci mi-am revenit, am avut interviul ăsta cu Adriana. Adriana are o firmă de branding, dacă nu mă înșel, în Timișoara și am discutat puțin despre începuturile mele într-o afacere de foto, video și canalul de YouTube, cum am început, de ce am început și așa mai departe, ce recomand oamenilor aflați la început, nu că eu aș fi foarte, foarte departe cu vreuna din astea, dar a fost o conversație foarte, foarte frumoasă și productivă și sper să-i ajute pe cei care o vor urmări. Dacă știu exact unde se postează, o să vă pun link la un moment dat sau o să dau share pe Instagram cu siguranță, așa că dați un follow și acolo. Și da, am vorbit cu mama la telefon, am vorbit cu John puțin să văd ce face pe unde e, deși când el e plecat nu prea discutăm deloc, mesaj să-mi spună cu ajuns, dar nu stăm la povești, am vrut doar să văd ce face și ce se mai întâmplă. E ora 1, acum că am vorbit cu mama, până am făcut un alta, s-a făcut 1 și jumătate. Vreau să fac o supă. Am încercat-o prima dată weekendul trecut și a fost atât, atât de bună, încât vreau să o încerc și weekendul acesta. E o supă de dovleac cu cartofi dulce și cu cremă de cocos în loc de lapte. Și am uitat să cumpăr dovleac. Am fost ieri la magazin, mi-am cumpărat măr, că și cu măr e supa, am morcovi, am tot ce-mi trebuie, ceapă și am uitat să iau ingredientul principal. Deci va trebui să mă duc să cumpăr un dovleac sau doi. După care vă arăt decorațiunile de toamnă și probabil ziua de astăzi se va structura foarte mult în jurul a ce urmează să pregătesc pentru decorul de iarnă, am zis toamnă, de iarnă, și alte lucruri de genul acesta. Lumânările sunt în casă, miroase frumos, am băut cafeaua de cea mai multă energie, așa că urmează să trecem la treabă. Mă duc să ud florile înainte și după aia fugim repede la supermarket. Am zis că o să vă arăt ce am cumpărat viitoarele mele cumnate cu ocazia shower-ului pe care l-are. În cazul în care nu sunteți foarte la curent cu ce înseamnă un eveniment de genul acesta, înseamnă practic că e o mini-petrecere în care merg de obicei doar femeile. De exemplu, viitoarea mireasă, mama ei, bunica, prietenele și toate viitoarele mireasă se înregistrează pe niște site-uri din astea unde găsești lucruri de casă, de decorat, tot felul de aparaturi pentru bucătărie și așa mai departe. Se înregistrează acolo și spun cam ce și-ar dori. Evident, un cuplu la început de drum de obicei are nevoie de tot felul de lucruri prin casă, așa am fost și eu și John, așa sunt toate cuplurile, dar ei sunt împreună de ceva vreme și locuiesc împreună de, nu știu, niște ani buni. Știu sigur că au majoritatea lucrurilor de care au nevoie, așa că m-am uitat pe site-urile alea și sincer nu e nimic
nu că super util, dar știu exact ce au ei și de ce au nevoie și am preferat să nu mă duc după listele alea, sper să nu m-o fi dat în bară foarte rău, așa că am preferat să-i cumpăr niște lucruri, unul de care știu că va avea nevoie la nuntă și astfel să ajut cu costurile concrete ale nunții și, mă rog, alte două chestii drăguțe și simbolice, pentru că, repet, nu cred că încă 4 farfurii le va face viața mult mai frumoasă. De am ales varianta asta, sper să le placă și sunt cadouri pe care le-am gândit cu mult drag, sunt personalizate, sunt exact pentru ei și povestea lor și cred că sunt puțin mai nimerite decât niște vase, oale și alte chestii de genul acesta, deși, repet, în cazul meu și al lui John, noi am avut un mic registry, dar nu prea știa lumea de el, deci nu i-a cumpărat nimeni mai nimic de pe el, dar noi eram chiar la început de drum pentru că eu nu am apucat să mi-am luat oale din România când m-am mutat aici, mi-am adus literalmente două genți din astea mari și atât, n-am avut nimic de casă, nimic, nici măcar o ramă foto, tot și el la fel, John a venit cu mașina și a avut vreun, cred că un birou, și un pian mic, e tot ce au avut în materie de mobilier. Când ne-am mutat împreună la apartamentul din Florida, am stat împreună pe covor în prima zi și am mâncat o pizza din farfurii de carton. Deci nimeni, nici măcar el, care aici, asta e țara lui, nu a avut mobilier, nu a avut nimic, totul le-am cumpărat de la zero și cum ne-am căsătorit la o lună după ce am ajuns, ne-ar fi ajutat un shower de genul ăsta, dar noi n-am avut. Ei, la ei e altă situație, sunt mult mai established decât am fost noi la momentul ăla și de-aia am considerat că altele sunt importante. Hai să întorc camera și să vă arăt ce am luat. În primul rând, asta e plăsuța, e foarte faină și bridally. Și merge bine cu felicitarea asta, pe care scrie, stați așa, wishing you endless love to share with the lucky man you're marrying. Mi se pare foarte simplă și drăguță, în ton cu estetica plăsuței. Ce am luat? Am cumpărat treaba asta de pe Amazon. Honeymoon Fund. Știu sigur că ei vor să meargă într-o lună de miere și din ce am povestit cu ea pare că un bani pentru luna de miere e mai util decât oale și cele de pe registry și am pus $50 în pușculița asta. Evident, dacă vor folosi cei 50 pentru așa ceva de pe registry, foarte bine, dacă nu, iară bine, îi poate folosi la ce își dorește ea. După aia, de la cel mai mare magazin de Crăciun din Michigan, am comandat un ornament pentru ei, care e personalizat cu data logodnei. S-au logodit anul acesta și am vrut să aibă în pom un glob anul ăsta, pentru că la anul teoretic, la Crăciunul viitor, vor fi deja căsătoriți. Și am scris Samantha and Eric și data lor de engagement, care a fost februarie 28 anul acesta. Ăsta e globul. Nu e cel mai frumos glob pe care aș fi putut să-l iau de acolo, dar de pe net nu poți alege chiar de toate. În magazine au zeci de modele, dar online nu aveau decât câteva și ăsta a fost cel mai reușit dintre toate. Aș fi preferat altul de porțelan, nu neapărat de plastic, dar nu am găsit metoda de personalizare, nu am găsit globul respectiv, așa că l-am ales pe ăsta. Și numai magazinul e la 3 ore distanță și n-am avut chef să petrec 6 ore doar ca să aleg un alt glob. Și aici este un guestbook. Dacă în România, nu mai țin minte dacă am văzut în România, știu că noi am avut unul la nuntă, dar e acel album pe care îl pui la intrare și oamenii îți pot scrie de bine și alte urări de genul acesta. Eu am făcut recent ședința foto pentru ei, pentru logodnă și save the date, așa cum am avut multe din pozele alea, plus am furat câteva de pe Facebook de la ei, i-am scris la maică să-mi trimită 2-3 de-a lungul relației, pentru că am vrut să creez un album care să fie și cu trecutul și cu prezentul. Folosesc Artifact Uprising, îi spune la companie, dacă sunteți în SUA, îi recomand din suflet pentru orice nevoie de print. Eu îi folosesc și pentru chestii profesionale și pentru chestii personale și nu m-au dezamăgit niciodată. Și au chiar la ei pe site un album care e special pentru treaba asta, în sensul că hârtia poți să scrii pe ea, e foarte groasă, o să vedeți imediat cum arată și e un cadou frumos pentru că îl poate păstra în casă pe post de decor, ani de acum încolo și va avea mereu mesajele prietenilor și familiei din ziua lor de nuntă. Stați că pun camera jos, că durează ceva să deschid cutia asta. Așa, asta e cutia. Asta e albumul.
E foarte, foarte frumos. E dintr-un material textil coperta, e gri. Să pup să-l scot. Iar aici pe partea asta am scris our wedding day. Astea sunt de pe stânga, sunt poze de-a lungul timpului și asta din dreapta e de la ultima ședință foto a lor. Și aici, evident, oamenii pot scrie. Am stat să văd dacă vă pot arăta cât e de groasă pagina. Și dacă se vede cât e de groasă pagina, e carton. Și între poze aici, prin stânga și dreapta, oamenii pot scrie. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Și repet, e un album atât de frumos încât poate fi pus undeva în casă pe post de decor și sper să le aducă mereu aminte de relațiile lor de la început, dar și de mesajele frumoase și gândurile bune pe care le vor primi în ziua nunții. Nunta este în Florida la anul. Cam așa. Și acolo e voalul meu de la nuntă, pe care acum le folosesc ca prop pentru poze, pentru că vreau să fotografiez albumul ăsta. În cazul în care voi avea clienți care vor dori să le fac designul unui album după pozele de nuntă, să vadă cum arată unul din exemple. Mă pun să fac poze, după care mergem să ne uităm la decorațiunile de Crăciun. Încă nu-mi explic cum varza asta arată atât de bine. În timp ce restul plantelor s-au cam uscat, florilor din jur. Dar încet, încet se duc toate crizantemele. Îmi e atât de cald afară, vreo 22 de grade. Deși, așa cum vedeți, nu mai avem niciun strop de frunze. Acum peisajul e destul de trist. Chiar o să mă duc acum afară să văd cum stă situația, că n-am mai fost de vreo săptămână, să mă asigur că totul e ok. Tare frumos a stat afară azi. Vedeți, vă spuneam într-un clip trecut că nu ne dăm seama ce aproape sunt vecinii până nu pică toate frunzele. Casa de lângă e a vecinilor. Sunt vecini faini, doar zic că îmi place când avem frunze în pomii ăștia, că avem mai multă intimitate. Piscina e închisă pentru sezonul ăsta. Am închis-o deja de vreo două săptămâni, dacă nu mai vine. Și e liniște și frumos. Mă rog, țara arde. Baba se piaptă din seria asta, dar uneori nu ajută să facem nimic decât să stăm afară, să inspirăm aer adânc și să sperăm că o să fie bine. Nici aici situația nu stă altfel. Astea două, acum le ud pentru că sunt puțin uscate, sunt orate cu ultimele care înfloresc, dar au înflorit pe jumătate, deși sunt expuse la suficient soare. Am pierdut peisajul frumos și de aici trebuie să dau jos coșulețele astea pentru că sunt și ele trecute. Și da, asta încă arată foarte bine, asta portocalie. Dar în rest s-au cam dus ele. Mă rog, arată încă decent, nu vreau să le arunc. Chiar au rezistat bine, având în vedere nopțile de îngheț, însă grădina, uf, mă doare să o văd așa de uscată. Mamă, mamă, ce s-a uscat hortensia. Să sperăm că o să fie mare și frumoasă anul viitor. Liliacul e complet uscat și trandafirul ăsta. Sunt curioasă, anul trecut, evident, cum nu am fost implicată în nimic ce înseamnă grădinărit, nici nu știu, ar trebui să tai parte din crengile astea, nu? E imens, a crescut, nu știu, s-a triplat în mărime și nu știu ce să fac cu el peste iarnă, să-i fie bine. O să-l înfășor în burlap din ala, într-o plasă ceva, pentru că nu vreau să înghețe foarte tare, la fel și ăsta.
Rododendronul și de asta scurioasă cum o să treacă iarna, dar arată încă foarte bine. Nu știu sigur, e rămâne verde peste iarnă sau nu. Citiți-mi undeva parcă că rămâne, dar nu mai țin minte. Ne-ar tăcea să mai avem ceva verde. În rest, totul, ultimele urme de toamnă arată așa. Și tufa asta, în sfârșit, o văd în culorile pe care trebuie să le aibă, pentru că e teoretic, așa se și numește, Burning Bush, și a fost verde până zilele trecute și dintr-o dată s-a făcut roșie și au picat frunzele, gen instant. Dar sper că se va dezvolta mai mare și mai frumos la anul. Hortensia aia care a fost literalmente înflorită din mai, de la sfârșit de mai, abia acum s-a uscat. Liliacula mic, pe care l-am luat de pe Mackinac Island, dacă mai țineți minte, și asta l-am plantat tot anul ăsta. Aici ai mizerie cu frunze, dar trandafirii încă are going strong, acoperiți de frunze. Și ce mai e aici? Aici sunt niște trandafiri care au fost mâncați și răsmâncați de niște iepuri, cred. Și aici am vreo 4 crini asiatici care sunt în pământ acum, sper să și iasă. Și câinele vecinilor se uită foarte creepy la mine. Magnolia a trecut și ea, s-a dus. Și cele două hortensii pe care le am aici. Da. Cam așa. Ah, și tot timpul uit de astea de aici. Doi trandafiri și o hortensie. Asta cred că e singurul tip de hortensie pe care poți să-l tai, pentru că nu are crenguțe din lemn și creșterea nouă pentru la anul e de la zero, din câte știu. S-ar putea să mă înșel. Dar știu că dacă e cu tulpin așa din lemn tare, acolo se formează creșterea pentru la anul și dacă tai, nu mai e flori la anul sau mai puține. Așa arată zona noastră la început, jumătate de noiembrie. Mă bucur că încă iarba e verde, pentru că mă ajută psihic tot timpul să văd în sezonul rece ceva verde. Nu va sta verde toată iarna, evident. Și chiar mă uitam cât de mult au crescut brazii ăștia de când am cumpărat casa. Ăsta mare de aici și ăia doi de acolo erau atât de mici când am cumpărat casa. Aproape că nici nu treceau de terasă și acum sunt imensi. Mă bucur, dacă aș putea să mai pun unul în mijloc acolo să crească, să nu-i vedem pe vecini, ar fi și mai bine, dar am pus unul, doar că e alt tip și nu știu dacă mai o să locuim aici până ajunge la așa dimensiune. Să facem un tur rapid. Aici în spate am tăiat hastas, plantele alea, tufele alea mari. Așa cum am spus, anul ăsta am fost inteligenți, suntem de 5 ani în casa asta, 4 ani. Și abia anul ăsta ne-am gândit să punem o plasă, pentru că atunci când trebuie să deschidem piscina, să ne fie mai ușor să scoatem frunzele. Într-un an n-am făcut treaba asta, adică ăsta e primul, și erau ude și atât de grele că ne-am rupt spatele. Așa că note to self și ne-am cumpărat asta. În rest, da. Asta e spatele casei. Aici am pus, nu știu dacă v-am spus, am spus pe Instagram, sigur. Aici am pus multe lăcrămioare, care sper să iasă la anul la lele. Am pus 100 de bulbi de la lele. Sunt curioasă dacă vor ieși. Ce am mai pus? Am pus la lele, lăcrămioare, am pus și niște, cum se numesc alea care îmi plac? Allium. Și aici și acolo. Și cred că atât am pus. Aici am pus niște brândușe și zambile în fața casei. Sunt tare entuziasmată să vină primăvara, să văd. Nici bine n-am ajuns la iarnă, că eu deja vreau primăvara. O altă hortensie, azalee. Și în zona asta e gunoiul și toate cele. Avem 3 tomberoane, pentru că unul e pentru reciclat, unul e pentru gunoi normal și unul e pentru yard waste. Frunze, ierburi și alte. Wow! Chiar că vedem până la vecini în grădină. Anul ăsta am curățat zona asta, de aia e și mai deschisă. Și vom lucra mult la ea în primăvară. Dar da, hai că m-a prins noaptea afară. Mergem în casă.
Mă pun să strâng pici prin bucătărie, însă și mă uit la documentarul acesta, se numește Kiss the Ground și vi-l mega recomand pe Netflix. Vorbește despre cum solul poate fi o soluție pentru încălzirea globală și ce putem face pentru a, în, cel puțin încetini procesul dacă nu putem să-l facem reversibil. Foarte, foarte fain și foarte interesant și vi-l recomand. Dacă aveți documentare de genul care vă plac pe tema asta, sunt tare curioasă să le aud. Mă pun să strâng pici, ne auzim în câteva minute, secunde pentru voi. Mă pun să fac supa, mi-am pus un alt serial, am început Away, nu știu dacă e fain sau nu. L-am văzut că e nou, părea destul de interesant și vreau să filmez și un IGTV cu rețeta, de aia e totul pus așa. Nu știu dacă o să-mi reușească, dar asta e planul pentru următoarea oră, cel puțin. Nu știu dacă vă pot prezenta exact fiecare pas, am impresia că o să fie prea lung clipul, dar o să pun link către IGTV și link către rețetă. Tot ce schimb la rețetă, adică singurele lucruri pe care le schimb la rețetă sunt, în loc de ulei de măsline pun ulei de avocado, în loc de supă din asta de pui pun de vită, pentru că nu se întâmplă să nu am, în mod normal pun de pui, adică săptămâna trecută am pus de pui, și nu pun pasta de curry, pun o combinație între condimentele astea trei, nutmeg, cinnamon și ginger. Se pare că Dexter mă probă. Dar asta e planul, așa că revin din când în când, dar nu o să fac chiar pas cu pas rețeta, că mă prinde noapte altfel. Ore mai târziu, 10 și jumătate seara, așa cum vedeți, e gata supa, e și foarte, foarte bună. V-am pus link în descriere. O puteți face vegană dacă vreți, nu puneți beef stock, așa cum am pus eu acea supă de vită, poate fi supă de legume, dar eu am folosit-o pe cea de beef și tura trecută am folosit-o pe cea de pui. Am condimentat-o și acum o las puțin la încălzit încât să se amestece bine toate ingredientele și o pun la frigider pentru că e prea târziu să mănânc. Mâine vă arăt, o decorez așa, o să mănânc cu probabil crutoane din pâine fără gluten și semințe de dovleac cu bucăți de bacon deasupra. E supa mea preferată de toamna asta și cu siguranță nu e ultima dată când o voi face. Acum, partea mai puțin fun, curățenie în bucătărie, că nu vreau să mă trezesc cu așa ceva. Da, cam așa se prezintă situația. Anyway, revin în câteva minute. Ce faci aici, măi? Păpușica mică, ce faci aici? De obicei stă acolo în scaun. Am vrut să vi le arăt ce drăguț e, de s-a mutat din scaunul ăla aici. Nu l-am mai văzut de mult stând pe... Te-ai cam îngreșat tu pentru locul ăsta, nu crezi? Chiar cu șapici. You ready for bed? You wanna come to bed with mama? Măi, dezmierdatule, hai, mergem la nani. Mergem la nani, Dexter. Hei! Am strâns ce era de strâns. Arată destul de cu... Nu știu ce vorbesc încet, că nu e nimeni acasă. Am strâns, am spălat toate vasele. Supa e gata, s-o pun în frigider. E foarte bună. Foarte, foarte bun a ieșit. O punem în frigider dacă am loc. Și da, la somn. Îmi curge nasul de numan, deși n-am stat decât în casă și a fost cald astăzi. Nu știu de la ce exact. E 11:20. Nu cred că mai am nervi să mă duc la subsol să vă arăt toate decorațiunile de Crăciun. M-am întins astăzi cu tot felul de chestii. Am stat pe net și mi s-a dus ziua fără să fac foarte multe. Da, chiar n-am făcut multe deloc. Dar asta e, nu poți să timpul să faci atât de multe cât îți propui. Cred că mă duc să fac duș, să-mi fac rutina de seară de skincare și dacă am puțin energie, mergem în basement să vă arăt. Dacă nu, mâine dimineață și, sau mă rog, mâine după masă, vedem exact ce și cum. Mâine am ședința fotorapidă de senior și în rest nu am nimic în plan decât editat și, mă rog, chestii tradiționale. Aș fi vrut să încep să filmez niște clipuri pentru luna decembrie, dar nu m-am mobilizat să le fac, așa că probabil
Le voi amâna pentru zilele următoare, văd eu exact. Văd eu exact când. Cam asta e update-ul. Mă duc la duș, cred că vreau să fac un duș cald. Cred că asta vreau. Asta e noul lui loc preferat. Vi l-am arătat pe Insta. Aici este el. Aici stai, Dex. Aici îți place, la locul mai ta. Ce faci? Îmi punem pom aici și luăm scaunul, Unde te duci tu să faci nani? You are so cute. Cine e cel mai drăguț pisoiaș? Cine e cel mai răsfățat pisoiaș? Nu punem. Get up. Dexter. Come here in the blankie. Hi. Good boy. Is it time for a treat? Is it time for a treat, bud? How about a treat and a brushies? Do you want that? Okay, let's go. Let's go. Come on. Oh my goodness, treat. Treat, treat, treat. Yeah. Stai cât de calc. Ready for a treat? Ce zici de tuna? Ce zici de tuna? Tuna sandwich? Iar e foarte plăcut afară. E atât de cald încât sunt în pijama și nu mi-e răcoare. E numai fain și liniște că e duminică dimineața. How was your treat? Wanna do some brushes? Hai că nu te-am pieptănat de ceva vreme. Very distracted. Îmi place să se... Totuși pleacă... Auziți cum face? Stai încet că-ți scot ochii. Haide. Ziceți și voi, dacă e normal. Hai aici. Tot năpârlești. Facem covor din tine. Hai aici. E greu să filmezi și să-l fac. De obicei îl țin cu o mână. It's okay, there's nobody there. S-am prins urechea. Ok, current situation, mi-am pus eu ceva de mâncat, m-am machiat puțin. Se întorc mie la camera după ce termin de mâncat. Lumânările sunt pornite. Serialul e încă aici, chiar m-a prins ăsta. Dacă tot am gătit eu și m-am apucat de el, îmi place, se numește Whey încă o dată. Pâine fără gluten cu ulei de unt de arahide și puțin strawberry jam. Și pe asta am pus, nu mai aveam jam și n-a fost deschis alt borcan. Și aveam doar puțin și am pus banane și niște mure. Am deschis și calculatorul să fac una alta. Vreau să caut o rețetă pe Pinterest și mai multe chestii. După care mergem la decorat. Mă rog, la sortat decorațiuni, nu decorăm nimic azi. Ok, dragii mei, am strâns și eu pe aici. Am pregătit rețeta pentru diseară. Vreau să mai fac încă una pentru a avea mâncare luni, marți
și, mă rog, poate și pe miercuri ceva, m-am schimbat în outfit de sărbătoare, dacă tot mă pun să fac decorații de Crăciun. Nu decorez încă. V-am mai spus de multe ori că îmi place să iau sărbătorile în ordinea corectă. A fost Halloween, am avut dovleci, alte chestii. Este toamnă în continuare. E decorată deja din septembrie. Urmează Thanksgiving, ziua recunoștinței. Nu va fi nimic diferit de ziua recunoștinței decât ceea ce iese deja aici prin casă. Nu fac nimic în plus. Și abia după Thanksgiving, care e pe 26 noiembrie, chiar weekendul ăla, voi decora de Crăciun. Deci nu sar, nu decorez deja. John se va apuca de pus luminițe afară pentru că va dura ceva procesul, dar nu le dăm drumul până la Thanksgiving. Am văzut deja case decorate. Îmi întreabă cu oamenii care decorează mai devreme, mai târziu, fiecare face cum vrea, mai ales în anul ăsta în care se pare că nu vom petrece foarte mult timp cu alți oameni și vom petrece mult timp acasă. Mi se pare foarte ok că lumea să înceapă să-și decoreze casa când vrea mușchiul fiecăruia. Cam asta, mergem jos să vă arăt ce am cumpărat eu, ce temă am ales pentru anul ăsta și da, până la momentul la care am cința foto, cum trebuie să mă îmbrac și să plec. Ok, am ajuns în basement, o să întorc camera și o să vedeți cum arată atelierul lui Moș Crăciun. Ta-da! M-ați întrebat mulți ce fac cu decorațiunile în fiecare an dacă le arunc. Normal că nu le arunc. N-am aruncat nimic de când am început să cumpăr decorațiuni. Sunt toate în aceste cutii. Pe culori, mă rog, unele pe culori. La un moment dat m-am lăsat de meserie și n-am mai făcut selecția pe culori, dar sunt toate aici, inclusiv Dexter. Și pe el încă l-avem. Astea sunt de toamnă aici, ce mi-a rămas și trebuie să le pun în cutii. Astea sunt cutiile de toamnă. Și aici e partea nouă. Ce temă facem anul ăsta? V-am spus pe Instagram deja. Deci dacă mă urmăriți acolo știți. Facem Christmas at the Cabin. Cumva woodsy, cozy, pentru că ăsta e anul în care nu facem foarte multe decât suntem acasă și suntem cozy. Tața prin becul. Oscilam între albastru cu auriu, foarte elegant. Am mai vrut să fac Crăciun tradițional cu multe elemente foarte populare, gen trucks și alte lucruri de genul acesta, culori roșu, verde. După aia mi-am dat seama că de asta am chef mai mult decât de orice și aici suntem. Ce am luat rapid? Am luat niște chestii pentru Thanksgiving pentru că facem Friendsgiving, adică vin prieteni, suntem trei cupluri și am cumpărat veselă și asta ca să nu spăl foarte mult și am trecut la partea de iarnă. Am luat șosetuța asta drăguță în carouri verzi, la fel și farfurii pentru masă, pentru că vreau să fie totul ca și cum am fi într-o cabană, dar mă rog, nu suntem într-o cabană, suntem la noi acasă. Perinița asta mi-a plăcut foarte mult, am găsit-o la Target, este și pe roșu, dacă țin bine minte, și cred că o să arate foarte, foarte bine și cald și cozy pe canapea. Am cumpărat câteva fundițe pentru pom. Cred că nu o să-mi ajungă, să trebuie să mă duc să mai cumpăr, dar am vrut să văd ce mai am. Tot din seria asta am găsit și niște căprioare, niște ren, nu-s căprioare. Asta l-am luat de fun, pentru că asta așa a fost anul 2020, un dumpster fire de an. Am luat panglică verde din Catifia. Se folosesc pentru tot felul de decorațiuni. Mulți pomișori de la Target, toți. 35 dolari, deci sunt destul de ieftini. Pe ăștia de aici am luat de la Hobby Lobby și cred că au fost... Stați așa. Că mi s-au părut foarte ieftini. 6 dolari a fost ăsta. Și ăsta tot așa, sau mai puțin. Ăsta a fost 5. Câteva lumânări verzi. Suportul de lumânări. Am cumpărat și un glob cu pașaport. Noi facem doi brazi în fiecare an, unul natural, unul artificial și cel natural are tot felul de globuri random, nu este într-o temă. Globuri care înseamnă ceva pentru noi, deosebite sau chestii de genul acesta, având în vedere că în 2020 am devenit cetățean american. Am încercat să iau diferite nuanțe de verde, astea sunt prosoape de bucătărie și da, cam atât am luat. Nu știu dacă mai urmează să adaug ceva, s-ar putea ca astea să fie tot ce cumpăr anul acesta în plus. În funcție de ce găsesc, vreau să văd ce am, asta e scopul acestui exercițiu, vedem ce este în fiecare cutie și ce putem folosi pentru tema asta și voi vedea dacă îmi lipsesc elemente. Voi încerca să folosesc cât mai mult din ce am, nu o să fie totul verde, o să fie și maro și alte culori de genul acesta, dar na. Și multe din astea vor merge, astea merg sigur afară,
Asta la fel. Vedem, vedem ce și cum. Dexter, ești gata? You ready? Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Încă mi-am de trecut, le-am folosit pe toate și aici le-am sortat. Cele din spate de lângă perete sunt cutiile pe care nu le voi folosi și am încercat să reorganizez puțin lucrurile, să fie mai ușor când le pun înapoi. Astea două rămân aici pentru că le voi folosi. Sunt tot felul de ghirlande care vor merge banul într-o afară, depinde cum mă hotărăsc. Am selectat fustițele de pom, cred că pe alea le voi folosi. Una e în carou roșie și una e albă cu bleniță. Mi se pare că merg bine cu tema, am vrut să cumpăr alta, dar n-are niciun sens. Și acolo cred că o să găsesc multe, că sunt chestii cu bleniță. Acum în asta am ajuns. Așa cum vedeți, acolo am pus roșii și aurii și astea la loc pentru că nu voi folosi foarte mult. Acolo am început să organizez ce voi folosi. Și le-am aranjat în ordinea, de exemplu aici în dreapta sunt cele pe care le-am folosit pentru decorul mesei, în stânga sunt ornamente de pom, să-mi fie ușor când am de decorat să mă duc să iau exact zona pe care o decorez și astea sunt TBD, vedem unde le punem și ce facem, dar cam așa se prezintă situația, mai am o oră înainte să mănânc supă și să plec la ședința foto, după care vin și probabil o să continui puțin, că tare aș vrea să trec prin toate, să știu că am selectat ce e de selectat, după care ori gătim, ori facem alte chestii de casă. Dexter s-a săturat de mine, de fața mea și a plecat. Hey, Dex, bud, come here. Dexy, what are you looking at? Bun, am reușit să trec prin toate, trebuie să doar să închid aia care e cu roșu și burgundy și nu folosesc foarte multe. Așa cum am spus, am lucrat și să reorganizez puțin binurile astea să fie ok când le adun. Aici am selectat cam ce urmează să iau și să pun în zona aia, dar nu mai am timp înainte de ședința foto, așa că mai voi merge să mănânc și mă îmbrac să plec. Dar când vin, nu mai am de trecut prin nimic, doar trebuie să reorganizez lucrurile astea de aici, care sunt multe fundițe roșii. Și nu le voi folosi pe toate decât câteva în exterior și să le pun aici în cutii, dar astea nu le folosesc, sunt gata și aici nici pe astea, doar alea două că au tot felul de ghirlande. Și să organizez ce e în mijlocul camerei aici, ce folosesc cu siguranță merge în dreapta, ce nu merge într-o cutie. Și da, cam asta e, a trecut mai repede decât mă așteptam. Pentru că, na, e destul de simplă teama și știu ce vreau. Și s-ar putea să nu folosesc toate lucrurile de acolo. Ce mi-am dat seama că am nevoie? Un table runner pentru masa de mâncat, din sufragerie. Ornamente de pom verzi. Nu am decât vreo 5, sunt un verde lime și nu sunt fan. Am vrut să fie mai forest green tema. O ghirlandă de pom. Și cred că atât, nu vine nimic altceva în minte, poate niște coronițe sau alte chestii, alte elemente verzi de pom gen. Dacă văd ceva foarte interesant, voi lua, dar momentan cred că o să mă concentrez pe elementele astea care îmi lipsesc, mă duc să mănânc, să mă schimb și să mă duc la ședința foto. Ok, mi-am pus geanta, mă duc la ședința foto și revin după. Dex, be a good boy. Am revenit de la ședința foto și acum mă uitam la ce poze mi-au ieșit. Am fost la un parc foarte fain, care e la 5 minute de casă, literalmente 5 minute am făcut și știam de parc, știam că cum se cheamă, știam unde e, am zis că nu pare foarte fain de afară, chiar nu pare. E superb, e atât de mare și are așa de multe alee și foarte multe trails astea pe unde poți să mergi, foarte mult mi-a plăcut și am mers în perioada asta în care nu mai e nimic, nu mai are nicio frunză decât foarte, foarte puține foarte puțină culoare, dar cred că acum 3 săptămâni ar fi arătat superb. Îmi e ciudă că n-am fost, dar voi ști de acum încolo și fiind așa aproape, cred că o să mergem mai des. Mă pun să descarc pozele, să le bag în Lightroom pentru că vreau să trimit repede ședința asta foto, că nu e foarte complicat de editat. Și da, imediat apune soarele, deci întuneric. Cred că vreau să împachetăm împreună cadou pentru bridal shower, pentru că vreau să știu că e terminat. Azi e duminică, sâmbătă viitoare e, dar joi, vineri, vin părinții lui John la noi și nu o să am timp weekendul viitor și în timpul săptămânii am ba de editat, ba de făcut un alta și vă arăt cum împachetez cadouri cu ocazia asta. Dar da, mă duc să fac duș acum poate, să
să și gătesc, să și termin de sortat. Nu știu cu care să încep. Cred că o să mă duc să mă schimb în ceva comod, pun pozele și după aia vedem ce facem. Hei, am adus din subsol, pe astea două le-am cumpărat și restul le aveam. Noi când împachetăm cadouri și arată, după ce le desfacem și dacă sunt în stare bună, păstrăm astea, sunt de la cadouri trecute de la John pentru mine, fiind așa de roz. Vreau să fie foarte bridally și girly și am adus și varianta asta, cu puțină catifia și sclipici. Nu știu exact dacă vreau să... Deci astea sunt cadourile, trei, da? Ornamentul... Asta cu honeymoon. Vreau să-l fac ca un tort de nuntă. Sau vreau să le împachetez complet individual. Încă nu m-am hotărât. Ideea e că oricum trebuie să le pun în hârtia pe care am cumpărat-o. E foarte festivă și pe asta scrie Happily Ever After. Deci e bună pentru eveniment. Mă duc să iau cutia și revin. Am pus hârtia aici. Măsor pe partea asta să fie până la jumătate. La fel și aici, după care întorc bucata asta, pachetul, una de trei ori, cât să mă asigur că am suficientă hârtie și după aia tai ca să nu consume mult decât am nevoie, deci brâbă. Și până la urmă să fac tort, pentru că hârtia asta e foarte transparentă. Dacă vă uitați atent, se vede cutia și vreau să o acopăr. Deci o să pun așa și probabil o să folosesc treaba asta așa deasupra. Selec tortul și dacă nu se arate prea țărănesc, o să-i pun fundiță. Asta e planul, dar am vrut să fac un update. Cam așa arată. Foarte mult îmi place hârtia asta. Asta e o porcărie. Asta, în schimb, arată tare bine. De am folosit și pentru ăsta mic, pentru ornament, asta. Bun, imediat revin. Ok, m-am decis până la urmă să fac așa. Nu știu exact, asta încă nu mă convinge, dar am avut o pată de culoare să nu fie chiar așa de gri. Dar cred că arată tare bine și foarte bridally. V-am arătat ce e în el, sper să-i placă. La momentul ăsta deja bridal shower-ul se va fi întâmplat. Și poate... Na, nu că nu vreau să filmez cu reacția, că nu vreau să credă că scripi, dar sper să-i placă foarte, foarte mult toate cele trei cadouri. Au fost gândite cu multă dragoste și sper să-i placă faptul că sunt personalizate și gândite special pentru ei. Mai trebuie să scriu felicitarea și să le pun în pungă și gata. Sâmbătă viitoare doar mă ridic, mă machiez și plecăm. Era Detroit, bridal shower, apropo. Dar lăsăm asta aici, pe masă. Îmi place să mă uit la cadouri împachetate. Creepy. Știu, ciudată. Nu mai am energie să fac nimic de organizat chestii de Crăciun și m-am pus să gătesc. Dacă tot am scos carnea de vită azi dimineață și nu vreau să o las să se strice, așa cum am pus să fac, vă pun rețeta în comentarii. Nu mai fac IGTV că e prea târziu, dar sunt practic niște ardei umpluți cu porumb, fasole, carne, mă rog, destul de basic. Vă pun în cutiuța cu descrieri și aici am început să o gătesc. E 9 și jumătate seara, trebuie să fac duș și alte chestii, dar cheers, acuși termin sezonul ăsta. Asta am făcut weekendul ăsta. Și da, sper să termin mâncarea, fac duș și după aia somn.
imediat termin sezonul. Mâncare în cuptor. Îmi pun să strâng. Am scos ardeii din cuptor. Am pus brânză pe câțiva pentru John să fie o fată faină. Și da, îmi fac pachetul pe mâine la lucru. Era să zic la școală. Da, se vede că sunt obosită. Și mă duc la duș probabil, că sunt rupt și e 11 și jumătate imediat. Dar foarte am gustat. Foarte bun sunt. Da, cred că o să închei aici vlogul. Mi-am pus un par de vin și m-am pus să selectez pozele de la sesiunea asta foto pe care tocmai am avut-o. Am făcut 540 de poze și de obicei dau 100-120 pe asta de senior photos. Și vreau să trec prin ele, ca mâine să mă pot apuca să le editez, pentru că duminica viitoare am o altă ședință foto, un anunț de pregnancy și vreau să-l fac și pe la înainte să vină decembrie și după în decembrie teoretic trebuie să fac poze la familia CEO-ului meu și sau o evita să trec ședință foto fără să mă fie așteptat. Am crezut că o să fiu gata cu chestiile astea pe anul ăsta, dar uite că au mai apărut și vreau să mă scap de ele, vreau să le termin rapid. Mai nu știu dacă v-a plăcut daily-ul ăsta, v-am spus că nu era planificat, l-am făcut pentru că eram singura acasă și am putut să filmez tot ce vreau. Am reușit să fac destul de multe, de la curățenie, la selectat decor, la gătit deja destul de mult, o ședință foto, ne-am preeditat și asta nu-mi place, dar în rest mi se pare că am fost destul de productivă relativ. Am avut și un interviu ieri. Mă rog, foarte, foarte multe chestii și variate. Și m-am pus acum, e cea mai proastă lumină pentru filmat, e aia care vine din tavan, așa, pe mecla mea, dar n-am chestia mai mult, n-am chestia să aprind alte lumini. Repet, mă duc la duș și îmi fac pachetul pentru lucru și la somn. Johnny încă pe drum, mai are 4 ore, deci ajunge la 3 dimineața. Nu-mi place să le știu pe drum la orele alea, dar asta e în Cleveland, Ohio acum, deci mai are ceva. Are liber mâine, în cazul în care vă întrebați dacă mâine lucrează, nu lucrează, și el lucrează de acasă oricum, deja din martie și probabil o va face tot anul. Eu la lucru, direct la birou, de la 1 iunie suntem înapoi la birou și nu cred că, sper că nu vom mai avea. Adică mi-ar plăcea să lucreze acasă, dar nu la costul unui lockdown. Așa că dacă ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătesc să nu fim în lockdown, mă duc la lucru 5 zile pe săptămână fără nicio problemă. Dar da, mă duc, îmi termin vinul și mă duc la... Mi-am pus eta mai paharul, că era în sticlă, să nu credeți că sunt alcoolică. Și da, ne auzim, începe o altă săptămână. Weekendul viitor nu o să am timp să fac nimic pentru că vin părinții lui John vineri la noi pentru bridal shower și sâmbăta e dusă ziua cu bridal shower, că mergem la Detroit și după aia duminică am o ședință foto. Ei sunt oricum pe aici, trebuie să le facem de mâncare, să ce să mai facem un alta cu ei pe aici și nu o să am timp să fac nimic. Dar da, după care celălalt weekend o să filmez programul de Thanksgiving, pentru că îl ținem puțin mai devreme, facem un Friendsgiving. Vin prietenii, încă alte două cupluri, deci 6 oameni în total, și gătim și petrecem timp împreună și o să filmez clipul de Thanksgiving peste 2 săptămâni, pentru că în ziua efectivă de Thanksgiving, joia din săptămâna aia, n-am chef să gătesc numai pentru mine și pentru John, plus că teoretic vineri am o nuntă, ultima nuntă pe anul acesta, pe video. Dar încă nu se știe dacă se ține, pentru că sunt maxim 50 de persoane acum și nu știu exact dacă din astea 50 de persoane ar vrea ca 2 să fie videograf. S-ar putea să anuleze partea de video din cauza asta și nu poți să te superi, pentru că la un număr așa restrâns, oricât de important ar fi video, s-ar putea să fie unul din lucrurile la care renunți ca alți 2 prieteni să fie acolo fizic. Nu știu exact ce se va întâmpla, încă aștept răspunsul ei, am spus doar că asta e opțiune. Dacă nu, va trebui să mergem la Detroit, pentru că a trebuit să-și schimbe locația a treia oară din cauza acestei pandemii. Anyway, până una alta, cred că videoul ăsta o să apară chiar înainte să înceapă toate astea tematice de Crăciun, cred, nu sunt sigură. Ideea e că în decembrie vor apărea, sper eu, mai multe clipuri. Da, până atunci însă vă las, haideți pe Instagram, că acolo vedeți că tot vă fac update-uri pe care aici le vedeți mai târziu și rămâne să ne vedem săptămâna viitoare cu poate primul vlogmas sau, mă rog, primul video de Crăciun. Hai, cheers, noapte bună, v-am pupat!